Se întâmplă și la cele mai mari case. Președintele Americii, Donald Trump, a fost condamnat de un judecător al statului New York la plata a 2 milioane de dolari, reprezentând sancțiunea pentru folosirea fundației sale ca instrument politic. Decizia a fost luată în urma unui acord amiabil încheiat între părți. Trump a intrat în vizorul autorităților americane în ianuarie 2016 după o gală de caritate. Aceasta ar fi fost, de fapt, gestionată de echipa sa de campanie. Astfel, cei 2,8 milioane de dolari strânși la gala au fost trecuți doar prin fundație, ulterior ei fiind folosiți ca instrument al campaniei lui Donald Trump. Procurorul statului New York a sesizat cazul în iunie 2016, afirmând că șeful de la Casa Albă a folosit organizația în scopuri personale și nu pentru acțiuni de caritate. Deși președintele american a dat asigurări în mod repetat că nu va face compromisuri în acest dosar, el și trei dintre copiii săi au încheiat un acord amiabil cu procurorul pe caz pentru a opri urmărirea în justiție.